Culmea birocrației. Guvernul a aprobat astăzi 34 de proiecte culturale dedicate centenarului, deși mai sunt doar 3 zile până la sărbătoare, scriu jurnaliști de la G4 Media. Cei 34 de beneficiari sunt în marea majoritate ONG-uri locale, care vor trebui să cheltuiască suma totală de 5,3 milioane de lei, cel târziu până la sfârșitul lunii decembrie. Nu e clar cum vor reuși aceste ONG-uri să-și realizeze proiectele în cele 3 zile până la sărbătoarea națională și nici cum vor reuși să cheltuiască util banii alocați în luna care a mai rămas până la încheierea exercițiului bugetar. Ministerul Culturii este cel care coordonează manifestările pentru Centenar, însă nu a reușit să gestioneze programul în timp util. Așa se face că finanțarea proiectelor de Centenar a venit cu trei zile înainte de 1 decembrie. Gestionarea proastă a activităților de Centenar a fost principala deficiență reproșată fostului ministru al Culturii, Georgei Vașcu, care a fost remaniat recent.